finala mică în acest moment între Gabi Imre Junior și Miklos Laszlo. Gabi Imre Junior este foarte posibil să fie vicecampion în acest moment. Chiar mai devreme am vorbit cu tatălui care a calculat punctele. Deci este posibil la primul său an de pro să iasă vicecampion. Hai să vedem. Bătălia pentru ultimul loc pe podium între Gabi Imre Junior și Miklos Laszlo. Iată ce battle, ce tură bună face Gabi Imre Junior. Se închide acolo Miklos, are o trasă foarte interioară. Vedem reluare acum și am văzut deja lanterne. O să facem și un cadru cu voi, să vedem cât dintre voi ne ajutați să rămână o imagine absolut senzațională în istoria noastră a Road Drift după 8 ani de așa ceva, după 8 ani de organizare a campionatului național. Iată că avem o finală care o să o ținem minte mult timp. Ia să vedem. Hai, scoateți lanterne. Hai să vă vedem. Sus. Hai, cât mai multe. Cuvinte, arată extraordinar. Țineți-o tot așa până la finală. Miklos Laszlo, lider, Gabi Imre Junior, chaser. Iată ce proximitate face Gabi Imre Junior. Stă acolo la roata spatele lui Miklos Laszlo și el merge foarte bine în tura de lead. Câte sunt bine stă! La bară cei doi și peste linia de finish. Ăsta a fost un battle de finală mică. Aplauze, am îndurerea, nu mai am voce. Revedem acum tura. N-ai cum. Ba ai cum. Uite că ai cum să ai așa battle-uri în finala mică. Sunteți absolut extraordinari, publicul de la București. Și avem decizie. Avem de-